Seara, dragi prieteni, eu aștept Chivanoc. În această seară frumoasă de toamnă, am alături de mine unul dintre cei mai importanți oameni ai Județului Mureș. Prin implicarea dânsului, prin seriozitatea dânsului și prin toată munca depusă în ultimii 30 de ani, cel puțin pe mine, m-a impresionat când vorbim de 30 de ani, vorbim de o carieră întreagă dedicată. Celor uh, din județul Mureș și nu numai, datorită faptului că a îndeplinit nenumărate funcții la nivel uh, central. Astăzi, dragilor alături de noi, domnul uh, Borbei Laslo, bună seara! Bună seara, mulțumesc de invitație. Cu cea mai mare plăcere. Uh, am în față un civil uh, parcă interminabil, 30 de ani în care se vede de fapt 30 de ani de muncă, începând din anii 90, o carieră parlamentară, ministru dezvoltării uh, publice și a Locuințelor, a Comisiei pentru Politică Externă a Camerei Deputaților, președinte a cele de-a 19-a sesiune a Comisiei ONU pentru Dezvoltare Durabilă, membru al bordului ministerial european privind mediul și sănătatea, vicepreședinte a Consiliului de Guvernare a Programului Național Unite pentru Mediu, UNEP, președinte al Comisiei de Politică Externă a Camerei Deputaților, Consilier de stat Departamentul pentru dezvoltare durabilă a Guvernului României. Deci, dragilor, este... Eu cred că mai cunosc o persoană în România care 30 de ani să aibă o carieră atât de, de, de și importantă. E vorba de domnul Iseroiu, guvernatorul României. Nu știu, nu mai cunosc pe altcineva. Ca atare, încă o dată, bine ați venit în studiul nostru, domnule ministru. Doresc ca în această seară oamenii, Târgu Mureșeni, Mureșenii, să cunoască un pic și latura umană a dumneavoastră, pentru că cea oficială, cred că o știe toată lumea. Și începem cu o întrebare, cât se poate de, pe mine, să spunem, mă interesează foarte mult, ce face omul vorbei Laslo când nu este la Servici, când nu este uh, angajat în problematicile, uh, să spunem așa, responsabilitățile diplomatice și a carierei. Vă mulțumesc pentru invitație, e o plăcere să fiu aici cu dumneavoastră, e, că suntem Sirpen Chiva și e, 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 e o întrebare foarte bună, pentru că de 32 de ani fac naveta la București, cum zice soția mi-am reînnoit anii de studenție când am plecat în 90 așa, dar nu e ușor pentru familie în primul rând și cred că atunci când am discutat am apreciat extraordinar și apreciez atitudinea soției care a acceptat acest lucru. Vreau să vă spun că sunt un fel de ultim Mohican la București pentru că nu mai e nimeni, din păcate eu zic, care a pornit în 90 și mai e acolo într-adevăr domnul Muguri Sărescu, dar care a fost acolo Sigur, în ne? aceeași poziție. Duh. Eu am schimbat de multe ori zona de activitate, dar nu numai că nu-mi pare rău, ci a fost pentru mine... Ocazie extraordinară și o aventură să cunosc diferitele zone ale administrației din România și sper să-mi fie adus cât de cât contribuția și la ceea ce înseamnă Județul Mureș. Apropo, acum, în sfârșit, după ce eu am semnat în 2009 acea hotărâre de guvern să se construiască un bazin de anot olimpic la Târgu Mureș, în sfârșit avem un bazin olimpic și eu bijuterie, după părerea mea, ceea ce am făcut aici. Și în sfârșit, acel, acel patinoar artificial care e de fapt sală polivalentă pentru că se poate pune parchet și în 24 de ore poți organiza orice alt eveniment, în sfârșit pornește finalizarea construcției. Ei, așa e la noi în România, țara tuturor posibilităților. Da, revenind la viața mea când nu sunt uh, la București, îmi place foarte mult tenisul de câmp, am jucat și mai joc și acum. Joc cu un băiat care joc cu el o oră, dar înseamnă trei ore cu altul, e Haino e fiul lui Haino Giussi. Și dar, e un jucător pe... foarte bun. da, fost jucător profesionist. Da, da, da e un jucător extraordinar. Uh, îmi place încă îmi place teatrul, deci vreau să vă spun că am fost în trei trupe de teatru de artist amator studențesc în perioada studenției și Pe după tare. aceea. În 91 am, avut, am fost, cred că cel mai în vârstă, într-o trupă de teatru aici, la Târgu Mureș. Deci, în 91, când am fost deja deputat, am avut o ultimă reprezentație am pornit atunci cabaretul. Ce să aveați De ce ziceți nu, cel mai în vârstă? Păi aveam deja, deci era trupă de teatru studențească. Ah, da? Okay. Și eu aveam deja 37 de ani. Deci din acest punct de vedere am fost în trupa lui Covaci Levente în limba maghiară, dar la Timișoara am fost într-o trupă, altă trupă de suflet, Tespis în limba română am avut un regizor extraordinar, Lelu Bihoi, care e o personalitate în Timișoara, din păcate se uită de sus undeva la noi și e și o stradă, Gladby, Lelu Bihoi, în, în Timișoara. Și a fost o perioadă extraordinară pentru mine, acea perioadă în Timișoara, când deja Ceaușescu a început cu restricțiile, dar noi eram ca o oază acolo, de deci se putea atunci am oază cunoscut... Oază de libertate. Oază de libertate și atunci am cunoscut și pe Phoenix din 75. Îi cunosc bine de tot încă înainte de a pleca din țară. Și e, în 91 am pornit un cabaret politic în limba maghiară, care și acum se joacă. Și acum se joacă. se numește, cu noi și toanșii. Cei doi care oh, au pornit-o. Noi am pornit, cum a venit UDMR-ul, în 91, și atunci am avut o, o prezență de 5 minute. I-am chemat de la ședința UDMR-ului pe toți scorifei de atunci și am avut acest cabaret politic pentru că e foarte bine că putem râde de noi, adică să facem și uh, un umor care și slavă Domnului! Uh, Zilnic putem avea subiecte, material, subiecte. material <laughs> pentru a mai râde. Deci, eu chiar sunt un om foarte activ, și ceea ce fac acum, am zis cel de sus pe undeva, m-a dirijat bine în zona asta de dezvoltare durabilă, pentru că ce facem aici la departament, deci în 2014 am decis că chiar e de ajuns să atâția ani în politică și în 2016 m-am lăsat de fapt de politică și nu, nu mai vedeți nicio declarație politică de-a mea după 2016, dar am găsit această dezvoltare durabilă, cum ați spus și în CV-ul meu apare, am fost președintele Comisiei de Dezvoltare Durabilă din ONU când eram ministru al mediului și atunci am prins gustul acestui domeniu care e foarte teoretic, foarte general, Tehnic pe undeva, deci e zona aceasta, dar tot atât de important e cum reușești să sensibilizezi societatea pentru a avea o altă mentalitate. Și acum discutăm foarte mult de schimbări climatice, de mediu. Ei, acest lucru mi s-a părut la fel de provocator ca și o rețea interinstituțională care să putem monitoriza, să putem analiza. Deci, ceea ce fac acum, încă până când mă lasă soția pentru că ea mi-a dat voie să mai rămân până în 2024 acolo de a zis că a fost de ajuns așa, 34 de ani la București, fac și acum 700 de kilometri în avetă în fiecare săptămână. Odată numai să calculez cât înseamnă 32 de ani. Deci numai și pentru, pentru acest lucru, Doamna Borbe trebuie fericitată Pentru că înseamnă totuși cărie de tă tărie de caracter să, să poți În primul rând să sprijini Inițiativele bărbatului Cu care trebuie să fii Tot timpul acolo Cu prezența, cu un sfat bun Probabil și cu o, și cu o mânghere Pentru că în 30 și ceva de ani De carieră sunt convins că au fost urcușuri și coborâșuri. e. Și să mergem un pic înapoi M-ar interesa începutul foarte puțină lume știe. De vorbe, îi lasă auzit toată lumea, dar hai să auzim un pic cum a început, să spunem, drumul către politică Mugurianilor 90. De ce? Eu totdeauna am fost un om și știu colegii cu care am lucrat și înainte de 89. Chiar acum sper că o să avem o întâlnire. Am lucrat la ICRA Târgu Mureș, okay. deci șase ani de zile. Am picat acolo, nu eram membru de partid în 84 și trebuia, am câștigat postul de șef birou comercial. Nu știu nici acum cum, cum fără pile, <laughs> am, am câștigat. Era Orban de atunci, director, care a fost și primar în 1991 și un personaj cunoscut. Și că m-am învățat foarte mult de la ei. Că a fost primul meu post cu responsabilități până atunci, cu teatru, cu toate, dar atunci am simțit că și am avut 8-9 colegi foarte pregătiți, mai în vârstă, care, zis, domne, aveam 30 de ani atunci. Ce bine, băiatul ăsta să ne dea lecții. Hai să vedem. Și până la urmă, sper că în șase ani am demonstrat că pot să fac față, dar niciodată nu, nu eram unul care să-și țină gura. Și am avut și probleme, în fine, în 88 m-a dat afară din partid, e o poveste lungă, dar în 89, în decembrie, am fost printre cei care am fost și acolo la Hotel Grand, la 30 de metri de noi, din păcate au împușcat șase tineri care au murit în 21 decembrie. Și atunci, după schimbări, m-au alus un fel de, era atunci FSN-ul, un Consiliu fel de sindicat s -s. la început. Da. Și atunci m-au ales atunci la icr meu unde am lucrat în ultimul an și atunci m-am dus ca toată lumea pe la aceste ședințe, am intrat în UDMR și a fost să fie, soarta așa a fost că m-au văzut, am fost secretarul UDMR-ului, Cine... Și m-au propus în Parlament atunci în mai. Deci cam așa poate. Cine mai erau personajele care atunci, în 90, au, au pus bazele udmr ului Păi era, în primul rând, era Șute Andraș, Șute Andraș, care a fost o figură emblematică. Deci el era, de fapt, președintele UDM-ului atunci. Evident, a fost și Chirai Caroi, care tot era o figură emblematică, și el s-a dus imediat la București. Da lângă Ion Iliescu, atunci era practic al doilea om din stat, că era vicepreședinte al Frontului Salve Naționale acolo, care era un fel de parlament înainte de a avea noua Constituție. Da s-a dus acolo ca lider al UDMR-ului sau ca prieten al lui Iliescu? Ce și, și și, probabil și, și. se cunoșteau și atunci era zona aceasta, dar el... Totuși a fost un dizident, deci știm, da. după ce a fost și a avut funcții politice, dar după uh, 80 a, a într-un fel de disidență, a fost și uh, de securitate, o urmărit și în fine. Dar așa am plonjat în politică. Deci mi-a plăcut, cred că trebuie să ai un anumit talent și pentru a face politică. Nu comentez, sunt mulți politicieni, dar trebuie să ai un talent. Trebuie să ai credibilitate, trebuie să ai o putere de convingere, trebuie să ai anumite calități. Din păcate, în ultima perioadă, nu numai în România, dacă ne uităm și la Europa și global, ducem lipsă de, mai, de un leadership adevărat. Adică sunt destul de puțini care spui, uite domnule, ăsta într-adevăr este un lider adevărat care poate și... Probabil și din cauza aceasta se întâmplă mai multe ori cum se întâmplă acum. Avem acest război în Ucraina și e, nu văd deocamdată, din păcate, cum se rezolvă pe termen scurt. Ieșirea. Ce muzică vă place? Ce muzică ascultați? Dacă tot ați fost într-o trupă de teatru, înseamnă că pentru mine aveți și suflet de artist. Undeva există atracția față de artă, față de... Am o ambiție să vedem dacă pot să o duc până la capăt cu un coleg foarte bun, Ciutăchiștoan, care e și liderul unei formații foarte bune, Goră și el a făcut uh, muzica în anii 80. Am avut două uh, seri de poezie împreună cu el și acum una a fost... Uh, am avut o, o reprezentație la Timișoara și după aceea n-au mai lăsat cei de la cenzură și deci de la securitate, deci am avut o singură reprezentație din versurile lui Kirai Laslo. Înțeleg, sau? Deci el era cu muzica și eram doi care, eu și cu un prieten de meu, Buiovski Lorant, care eram cu poezia cu... Deci o seară de poezie a fost și acum mi-aduc aminte că am mers, era un profesor Albert care răspundea de cenzură, că știți, era la fiecare universitate, sunteți tânări, dar așa, la fiecare universitate, era unul care răspundea de cenzură. Și când a văzut, totuși era un poet mai, mai revoluționar și cine a plecat urechea își dădea seama că erau și poezii care nu erau pe placul celor care au fost acolo în partid, a zis, mai vezi, nu putem asta să dăm. Ceva băgați, ceva cu pace la început. Și atunci am băgat 5 minute ceva cu pace și, și după aia am. Dar după aia și-au dat seama și, și -au mai, ne-au interzis să mai repede. Și cu acest coleg, anul viitor va fi Chirai Laslu, unul din cei mai buni poeți maghiari, va avea 80 de ani. Și atunci sperăm să vă invităm la o seară de poezie. Dragă. Deci, referitor la muzică. Mie îmi place foarte mult să dansez mm. și mie și soției e, și ne place muzica rock și vreau să vă spun că am comandat și am purtat-o, am avut o întâlnire așa mai e, e, la un restaurant din București acum nu de mult și e, am comandat e, o, un tricou ACDC. deci am un tricou ACDC. e una din formațiile mele preferate, și predau și la ASE, ca profesor invitat, și deja știu, acum am început anul universitar, 120 de studenți, și cum încep ora. Zic, cu ei, muzică. Ei, nu neapărat cu muzică, dar spun ce spune o formație de rock pentru a trezi puțin spectatorii când... ce spune. Are you ready? Are... Și atunci întreb, are you ready? Și zic eu. Yeah. Atunci, în, eu sunt un profesor mai atipic la universitate, încerc să-i atrag. Și atunci spun lucruri care, sper puțin, ies din tiparul obișnuit al unui profesor, încerc să-i să atrag. Dar ceea ce și cu asta, și termin zona asta. Ceea ce m-a surprins și pe mine și nu în mod plăcut, anul trecut de exemplu erau o 55 de studenți, eram online și vorbeam de euliene, mori de vânt și zic, dar sper că știți uh, Don Quixote, că se lupta cu morile. Știți cine e Don Quixote? Cine știe cine a fost Don Quixote? Vreo 5 mâini s-au ridicat. Deci puțin. Aici avem o problemă puțin. mare. Da, da. O problemă da. mare. Foarte, foarte faine poveștile de viață, de fapt asta ne și interesa, să vedem un pic latura... Apropo, am avut ter... un musical cu Don Quixote, trupa de teatru de aici, din Târgu Mureș, înainte de acel film vestit cu Peter O'Toole și tot musicalul a fost și eu eram, evident, Sancho Panza. Asta deci, se întâmpla în... Sancio, în 82. 82. Foarte fain. 82. Și apropo de mediu... În 76, tot această trupă, în 1976, a avut un fel de piesă mai aparte, un fel de improvizație. Titlul era, de fapt, Pentru un pământ curat. Deci, în 76, înainte de acele evenimente cu mediu când s-a trezit în 76. Eu n-am prins, de deci ce am venit după această piesă, mm. dar colegii de aici din Târgu Mureș au avut o piesă extraordinară în 76. Avem cel puțin un numitor comun, dacă nu două sau trei, dacă mai stăm împreună vreo două, trei ore, cred că descoper foarte multe. Pasiunea față de tenis, eu Astăzi am un turneu de tenis, peste o oră și jumătate, aproape la două săptămâni, BCR Open Old Boys. Ultimele două, trei turnee de categoria 7 le-am câștigat, așa că cu drag, te provoc la un... Ainte, poate da. deci am și o emisiune la categoria de din... 6 65 plus. Da, da, da. 6, da, da. Plus. Este locul unde mă, mă mă regăsesc, uit de tot și mă implic total, așa cum îmi place pentru să Pentru mine e cel mai frumos sport unde sunt încă legat e basketul, e o da. iubire mai de acum 10-15 ani, dar cred că e, de ce este unul dintre cele mai frumoase sporturi? Pentru că poți să joci până la o vârstă mai înăuntată. De exemplu, la schiat am renunțat acum 2 ani de zile, pentru că, cu regret, pentru că trei sau patru prieteni buni s-au accidentat într-un mod stupid unii, și am zis nu merită, da. pentru că la genunchi, la tenis, dacă ai e o gata. problemă, e gata, și atunci da. am zis, deși mă doare sufletul rămân la tenis. Foarte, foarte, foarte tare. apropo de tenis, știți că eu, după ani de zile, eu îl cunosc și pe Siriac și pe Nastase. Și din vremurile acelea, dar mai ales după 90 din vremuri mă uitam la ei, evident și. Eram în echipa Mureșul, cum era la Târgu Mureș. I-am văzut și face-to-face, pentru că veneau la Târgu Mureș era atunci pe echipe. Era Steaua, Duniamu, Târgu Mureșul avea o echipă foarte bună. Ovic Tibi era, Ovic Tiberiu era antrenor și era Ovici Toma, care era al treilea jucător. A jucat în Cupa Davis, dar a plecat în Statele Unite după aceea. Dar la întorcâmbul de la Anastase și la Țiriac, am fost, am avut șansa acum vreo 8 ani să mă duc la Roland Garros și am plecat, eram într-un avion cu domnul Țiriac și acolo m-am întâlnit și cu Iliana Stase. Și ei nu s-au întâlnit de destul de multă vreme, au avut un... Și zic, hai vreți, hai să mergem la un prânz. Și atunci am avut, și vreau să vă spun că a fost pentru mine ceva că au început să se tachineze. Cum să... fac ei de obicei, deci da. pentru mine a fost o extraordinar eveniment când se iau masa cu Țiriac și cu Năstase și aveau acel umor și sarcastic și specific. Se iau la, la, la mistorie, da. da. Da, da, Dar a fost, a fost, un moment chiar unic în viața mea. Când după după de. aceste foarte faine povești de viață, să revenim un pic în realitatea Târgu Mureșeană. Ce părere aveți și cum vedeți viitorul orașului nostru, din punct de vedere administrativ? Avem un primar propus de către UDMR, susținut de foarte multă lume. Care este raportul cu primarul actual? Ce ca și observator, așa, chiar dacă de la București trăiți aici, în fiecare sfârșit de săptămână și probabil că uh, atunci când reveniți sunteți foarte atent la tot ce se întâmplă, uh, o analiză de câteva minute a situației de astăzi și ce sfaturi ați da domnului primar uh, în raport cu realitățile existente? Uh, o primă constatare e că, din păcate, trebuie Mureșul noi suntem rămași în urmă, e clar, față de alte orașe. Nu comentez, bun, în 2008 am fost și candidat la primărie, deci nu vreau să intru în detalii, dar din păcate atât pot să spun. Primarul care a fost din 2000, Florea, putea să facă mai mult să nu tot arăta cu degetul la alții. de ce nu poate să facă ceva. Mie nu-mi plac oamenii care totdeauna spun, uite domnule, nici ăsta, nici, ăsta, nici, nici, nici nu m-a lăsat ministere, guvern, când erau foarte multe guverne de dreapta în acea perioadă. Ok, trecutul a fost trecut. Acum, <coughs> Șoși Zoltan a preluat primăria cum a preluat-o. Eu cred că, din păcate, din câte văd eu și eu, nu. Deci, să nu credeți că eu vin și intru în discuții foarte des cu ei, pentru că și-au asumat, merg înainte, le-am spus că îi ajut cât pot, slavă Domnului, pot la București pentru că sunt acolo, și ei trebuie să vină când e ceva cu mare plăcere, dar nu sunt genul de om, nu, nu pentru că am închis acel capitol în viața mea. Dar îi ajut cu plăcere și asta nu înseamnă că nu am părere despre ce se întâmplă acum. Eu cred că trebuie văzut la nivelul primării, am înțeles că acum e și un site manager numit, Două, zile. care să țină în mână lucrurile din punct de organizatorii, Pentru că sunt, slavă Domnului, România acum primește... N-a primit niciodată 80 de miliarde de euro. Aici este secretul. Dar pentru asta trebuie să ai proiecte. Și la PNRR, proiecte mature. Ori, din cauza că. Și vedeți, nu arătăm cu degetul la nimeni, nici măcar nu s-a făcut cadastru ca lumea în unele zone când ar putea să propui, dar îți trebuie jumătate de an până când să clarifici cu cartea furceară. Vorbesc de primărie. Vari motive, din păcate, față de așa simt eu față de ceea ce numai că a promis Sor Zoltanu de mereu și ceilalți, pentru că suntem în coaliție acolo, dar din aceste motive, de multe ori simte lumea, probabil, că față de promisiuni nu s-a făcut destul. Și atunci, aici e ceea ce simt eu, totuși trebuie să găsească oamenii competenți. Alții sunt și cu, să zicem, unele firme de consultanță, care din punct de legal, se poate, după părerea mea, în unele cazuri, ca să urgenteze pentru că atât la... Sunt direct implicat, fiind secretariatul la noi, cu eficiența energetică a clădirilor. Păi aici se poate face foarte mult. De că, că vin foarte vedem, mulți bani. Vedem și la Târgu Mureș totuși sunt multe clădiri care nici nu corespund. Deci din punct de vedere al centralelor termice, din punct de vedere al izolării, deci aici chiar, de -a și aici trebuie să ai proiecte. A fost primarul la guvern să vă ceară ajutorul, să vă spună să-l ajutați? Evident. Să evident, vine de multe ori. No, da, la mine la păi, mine vin în general, la, vine, vine, la murești, mine vin când se împotmolesc la unele ministere. Și vin și te luați, hai, sună pe... Asta e, nu avem ce face. Da. Și atunci încerc să mișc lucrurile. Da, deci e o relație bună. Și sfat adică ținând cont de realitatea existentă și anume că nu asta se vede se simte merg lucrurile uh, între o să spunem uh, pe o stradă care probabil că am pornit-o cu multe prea multe speranțe și prea multe am dorit o schimbare dar după aceea n-am știut să facem cu ea. Deși și domnul primar Florea a făcut lucrurile lui bune precum și multe greșeli dar pe ansamblu nu trebuie astăzi să ne mai uităm înapoi ci cu mare speranță și implicare înainte. Că srl rolul nostru. Pe ansamblu, ardeți, Pe ansamblu suntem rămași în urmă, să nu spun mai. Corect. Mult. Ok, corect. No. și în 20 de ani putea domnul primar fără să facă mai mult, să nu spun mai mult. Da. Ok. Dar ce sfat ne da și când mai discutăm? Evident, spun și la uh, președinte Consiliului consiliu județean pentru că da. e clar acum da. E Ci o acum colaborare, este nici nu, nu discutăm înainte. E, exact. Deci eu o colaborare și se poate face mai mult împreună. O parte Consiliul Județean, o parte sau împreună. Zona metropolitană. Păi da. Și aici da. se poate face. Da. Deci ce sfat și discutăm și în continuare mențin acest punct de vedere. Domnule, trebuie să-ți faci o listă. O listă și să știi acum la jumătate de drum deja e clar că știu ce pot să fac într-un an, ce pot să fac în doi ani, ce pot să fac în patru ani. Și atunci trebuie o listă de priorități care e sigur că au și atunci trebuie să adun oamenii care sunt capabili, repet, asta e foarte important, văd eu, am o echipă de circa 20 de oameni, dar îi mișc săptămânal, vedem, avem ședințe, vedem cu termene, unde nu se poate să vedem de ce nu se poate și revenim, dar uh, mișc oamenii. Mișc oameni. știu că nu scapă de mine oricum pentru că urmăresc și am uh, destul de multă energie încă, slavă Domnului. Deci asta trebuie făcut la nivelul oricărei instituții și mai ales la primărie. Oamenii să simtă... Oameni profesioniști? Că oameni profesioniști să vadă în jur, pentru că Târgu Mureșul e, slavă Domnului, un oraș și studențesc cu foarte multă știință, da? Oameni calificați, capabili, da. dacă mergem spre mediul privat. Totuși sunt aici și oameni corect, și corect. Cel, mai, știți, cel, mai, cel mai frumos, după părerea, cel mai frumos proverb românesc este omul sfințește locul, da? În maghiară noi nu avem e mai greu de tradus. Omul sfințește locul. Deci trebuie să caute acei oameni care sfințesc locul. Da? Bine. Trebuie să aibă o zonă circulară în care, evident, ai administrația, ai managerul acum, city manager, ai oamenii care sunt în jos să vadă. Ok, unii care nu corespund, nicio problemă, mulțumesc, că îi găsește și să vină unde e cazul, oameni care sunt pregătiți. Doi, să aibă o relație și eu cred că are, sigur că are, cu acele segmente ale vieții din Târgu Mureș, care, dacă ai o relație bună și dacă, evident, și vii cu realizări după aceea, atunci spunem, uite domnule, hai că ajutăm și noi, hai că punem și noi umărul. Cam asta era în 2020 atmosfera întâi Hai să punem umărul, să facem foarte mult multe pentru așteptări. Acest oraș. Foarte da? multe așteptări pentru implicare, pentru schimbare. Noi, la rândul nostru, suntem aproape de, de inițiativele primarului, dar sigur că îl mai tragem și de ore să zicem așa, indirect, ca și organ de presă, nu numai eu, toți colegii noștri, pentru că sunt foarte multe așteptări. L-am invitat și pe dânsul la emisiune, era plecat în străinătate, o să-l reinvit în perioada următoare. Avem... De multe ori, birocrația e, e, este foarte, cum să spun, păguboasă, dar, ok, și în altă parte e birocrație. Deci e și la Cluj, e și la Bistrița Birocrației. are pe dumneavoastră, are ministriul de MR, are da. pe domnul președinte al Consiliului da. San, are pe toată lumea. Niciodată nu a fost într-o poziție mai favorabilă pentru a nu respecta Așa verbul afaceri. Eu am un stil aparte, dar da. eu când, oricum sunt consilier de stat, a primului ministru, când e ceva, mă duc până la ultimul om, bine, e altă dimensiune, ok, eu da. am departament, da. dar mă duc până la ultimul om, și contează foarte mult. Deci contează unul, leadership-ul, contează să dai subalternilor încrederea. încrederea că, uite, eu sunt șeful echipei, Correct. cum ar veni, trag după mine echipa, dar sunt aici cu voi. Și atunci e foarte important, oriunde ar fi, și nu spun de primărie, spun în general. Și atunci oamenii simt, știi, știți, eu am fost în patru ministere, da? Și e foarte interesant când mă întâlnesc cu foști colegi, mă mai întâlnesc evident da, da, da. când mă duc la ministerie, o, oh, domnul Borbe, ce bine ați, că ați venit! Spun cam același lucruri despre mine. Domnul Dom'le, când erați dumneavoastră? Unu, veneam, veneam cu chef la lucru, adică știam care e direcția. După aceea, eu am nu în întâmplător am primit un bici când cadou când am plecat de la Ministerul Mediului. Ne certați câteodată sau de mai multe ori, dar simțeam că mergeți și dumneavoastră cu noi și încercați să rezolvați problemele. Deci sunt unele lucruri, eu zic, elementare, unul leadership-ul, doi să ai o echipă, dar echipa poate fi educată, poate fi... Eu văd, au venit și la mine, la acum la departament, oameni din toate părțile, da? Dar timp de două, trei luni, o jumătate de ani, au înțeles ritmul, ritmul. Și, repet, trebuie să aibă Ritmul preruități. trebuie impus de lider. Adică nu, vei... Și acum nu mai e loc de... Acum, la jumătate, asta am propus la ultima întâlnire, când am fost... Așa, și cu el și după aceea am discutat puțin și cu președintele Consiliului de Țani cu Peter Ferenț. Domnule, au trecut doi ani, cu multe dificultăți. Acum trebuie trasă linie și trebuie spus, în acești doi ani care mai sunt, împreună cu alții, dar trebuie să știe și Târgu Mureșenja, Dar și a... noi suntem Uite, facem 1, 2, 3, 4, 5. Aici e fonduri europene, fonduri din PNRR, da? E ce le pornește acum noile programe operaționale pe cadrul financiar 2021-2027. Unele le pot face în doi ani. Dar vă spun un singur exemplu. Da? Centura care eu, vorbei, când eram la Ministerul Dezvoltării Regionale, în 2008 am dat, mi se pare, 900 de lei sau cât, la 200 de primărie am dat din țară să proiecteze o uh, infrastructură, un uh, proiect. Și ăsta era centura care pornește din calea Sighișorii și iese la Metroda, care n-au cheltuit banii, nu comentez, deci n-au au dat înapoi banii. Deci, primăria condusă onor de domnul Florea, așa a dat înapoi banii că nu au reușit să-i consume, n-au reușit să facă proiectul. Ei, de atunci, tot așa până la urmă, s-a ajuns în faza în care nu numai că e proiect, ci acum se pornește, am înțeles în curând și execuția. licitațiile și ceea ce trebuie, dar vă închipiți, au trecut 12 ani, da, 12 ani, 14 ani, nu comentez și am înțeles că sunt șase tronsoane la o centură de 8 km. Împărțite în șase tronsoane? Da. Și am înțeles că, aici intervine birocrația, am înțeles că uh, deja a fost lansat cumva și era timp mai mult ca să refacă și să facă. Zic, bine, domnule, dar când vin, măcar să, să se conecteze aceste, aceste șase. Acum am înțeles că două sau trei le pot pune împreună. Dar tică e ceasul. Deci acum centura asta după părerea mea se poate face până în 2024. Da. Totuși e foarte... Târgu Mureșu e una din, cred că singura sau dintre puținele orașe mari nu are care nu are centură. E o nebunie. E o nebunie. Da. Totodată suntem norocoși că e aici autostrada. Da. Deci dacă de la autostradă ar face această centură acea nu comentez, nu ține de Târgu Mureș, dar tot e lanțul slăbiciunilor din 2004, domnul Boșan, Din 2004 era prin Banca Mondială, Banca Europeană de Investiții, s-a proiectat acea centură care de la eh, calea Sighișorii, da, merge și iese la Ernei, da? Da. Ok. Foarte Ei, certă. nu comentez licitații a renunțat cel care făcea, nu știu, un italian sau ce. Acum am înțeles că se relicitează, vă închipuiți. Deci dacă aveam După centura asta de la metro la Calea Săghișorii și de la Calea sighișorii până în iernei, era extraordinar. Ne mai vorbim că se... se, să, dea, se... să dea domnul să, măcar acum... Au trecut acești ani, ok, măcar acum se să înceapă să de se termine. Și... Primarul îi dau un sfat și eu la rândul meu să vă viziteze cât de des, atât la București cât și la Târgu Mureș, pentru că are har Domnului ce să învețe de la noastră. Uh, trebuie să răspund Târgu o chestiune personală și anume faptul că am fost de nenumărate ori la Domnul Borbei, la București, de ori de câte ori am cerut sprijinul. A fost uh, extraordinar de deschis, uh, ceea ce Denotă faptul că ne reprezintă pe toți. Aici nu vorbim de UDMR, român, maghiar, și pe chestia asta vă felicit. Cel puțin pe, pe mine m-ați cucerit ca om. Și uh, mai am o întrebare. Astăzi, uh, cumva, refuz să vorbim despre funcția pe care o aveți și de, de să intrăm un pic în. în, în a le explica cu exact ce înseamnă. Emisiunea viitoare. Ne-am bucurat să... Că asta -se... merită o emisiune separată exact, cu exact, dezvoltarea Exact. exact. Uh, Aseară am fost undeva la o, la o uh, să spunem, la o întâlnire și cineva îmi spunea că nu există, și eu, până la urmă, uh, fiind uh, un om foarte comunicativ, uh, domnul Borbei și domnul și toți cei care au rezistat 30 de ani, acolo sigur trebuie să fie ceva cu serviciile, ceva cu nu știu ce. Zis, eu vă promit că o să-l întreb pe domnul ministru ce înseamnă și cum. Chestiunea asta am mai auzit-o nu numai de noastră, ci de mai, în general, de multe persoane. 30 de ani de profesionalism, eu cred că ați dovedit tot ce trebuia să dovediți. Nu iar dacă cumva există această structură și ați făcut bine pentru țara românească, de ce nu? Se interpretează atât de greșit toată povestea asta de apartenență la un serviciu sau altul. Sau e ca o rușine. De ce? Până la urmă. Când lucrezi pentru țara ta, dacă există această chestiune și dacă nu, mi-am asumat responsabilitatea și vă pun această întrebare. Da. Deci, apropo de că sunt de 30 de ani da. acolo, evident trebuie să ai susținere politică. Corect. Deci, trebuie să vă spun că probabil că n-aș fi nici în această postură dacă totuși nu aveam sprijinul de mereu lui, deși să bat în lemn, sunt singurul consilier de stat care a rezistat la șase prim ministri Deci sunt la șaselea prim-ministru. Tocmai asta este... Și asta e o minune, da? Nu. Deci răspunsul meu este un clar nu. Deci nu. De nu se general. N-am -am nicio legătură. Din potrivă și pot să spun pentru că de ce să nu spun după 32 de ani. Da. Din potrivă, ceea ce simt eu și pe undeva, așa cum a spus, ok, dacă nu se depășește o anumită limită, e ok. Cum spun noi din colegi, domnule, și am discutat, au mai venit cei care uh, sunt, de fapt, conform legii, să prevină, să nu știu ce, da, și avem discuții. Ok, poți să ai discuții correct. până la o anumită limită. Uh, eu, cât timp am fost în destul de multe funcții, vreau să vă spun unul niciodată n-am fost căutat de cineva de la servicii să vină la mine și să spună domnul Borberi, să avem o... Nu. Probabil mă cunoșteau și am avut un dosar și înainte de 89, nu comentez, nu intrăm în aceste data discuții, data viitoare putem intra, dar niciodată nu am fost căutat în acest sens. Asta nu înseamnă că n-am primit unele rapoarte de la ei, care e, e fișa funcția, postului. Funcția, da. Asta nu înseamnă, cred că de vreo două sau trei ori, când am apelat între avea, chiar la directorul serviciului, să-l întreb într-o problemă care trebuia să știu de la el, pentru că aveam unele informații și rapoarte de la ei. Atât și nimic mai mult. Da. Nu -am, am avut niciun fel de altă relație da. și, repet, asta nu înseamnă normal. La noi, câteodată cum e România țara tuturor posibilităților, se depășește o anumită limită și nu intrăm în discuții. Au fost perioade și aici în România când s-a exagerat în Așa toate este. aceste... Și acum eu nu mai am nici cunoștință cum e acum mai apropiată. Colegii știu mai multe care sunt în poziții. În ceea ce mă privește, credeți-mă, nici nu m-au căutat. Și nici nu am avut nicio asemenea relație. Asta nu înseamnă, repet, că... Deci okay, domnul Borbei nu este general a vis celor care au întrebat nu, aseară. Sunt, so general sunt, acasă, soldat. Eventual. sunt soldat al armatei române. Am spus <laughs> și la uh, uh, oameni cu domnul Dâncu, eram la... că am dat un steag al... Uh, dezvoltării durabile la Bricu Mircea așa acum când merge okay. în, așa și erau acolo anințiați toți amirari, viceamirari, la Constanța m-am simțit și am spus domnului ministru Dâncu, vezi domnul ministru, eu sunt soldat al armatei române, am făcut armata, dar sunt apne combatant. Așa că n-am primit grad. Așa că eu sunt la serviciu dar ca soldat. Acum vă închipuiți. La Cu aceste ultime astea. dezvăluiri din viața domnului Borbei Laslo vă mulțumim frumos că ați fost alături de noi. Domnule Borbei, căsului Gnaudiu Sepian iar dumneavoastră, dragilor, sper să savurați această emisiune cât se poate de, de interesantă, de naturală și de plină de dezvăluiri, zic eu, pentru că eu cel puțin n-am mai auzit atâtea lucruri faine și simple din viața domnului Borbei. La revedere, visonate așa, eu! La revedere și vă mulțumesc de invitație. Sper că a fost o emisiune atipică și vă stau la dispoziție când că să-mi se